dacă e ceva ce trebuie, este să faci video. E important în etapa aceasta să te uiți foarte mult și la competitorii tăi și cum interacționează publicul lor cu ei, cu ce tip de conținut interacționează mai bine. Exact. Funcționează strategia ta de content, o poți lega foarte bine cu social media și cu SEO. Exact. Apoi te duci mai jos în tot ceea ce înseamnă menținerea acestei atenții și dezvoltarea comunității. E important să învățăm și să înțelegem că putem să ne folosim de o bucată de conținut și să o transpunem în atât de multe direcții. Să nu folosești videoul este o greșeală care te va costa mult.